Atunci când dai un lucru de valoare, de exemplu o mașină pe care ai dat și câteva mii de euro bune, ar fi cazul să te asiguri că nu rămâi fără ea. Din păcate, această practică a furatului de mașini atât în Europa, cât și în România, a luat din nou amploare, iar astăzi vorbim despre acest flagel și aflăm care sunt cele mai furate mașini din România. Deși majoritatea posesorilor de autoturisme își asigură proprietățile, tot va exista un posibil scenariu în care ar putea rămâne fără mașina din dotare. Practica furtului de autoturisme, din păcate, deși există la nivel european, ororii care încearcă să combată furtul, a luat iar amploare în ultimii ani. Ca fapt divers, există pe plan european mai multe platforme cu ajutorul cărora se pot verifica mașinile furate, vorbind mai ales de cele vândute ca și vehicule second-hand, dar cu toate astea este greu de stopat. De exemplu, cele mai desfurate mărci de mașini din Marea Britanie sunt Ford, Volkswagen, BMW și Mercedes-Benz. Ford a fost marca de mașini cel mai frecvent furată timp de mai mulți ani, la rând probabil datorită popularității și obișnuinței mărcii, în special a modelelor Ford Fiesta și Ford Focus. Volkswagen, BMW și Mercedes sunt de asemenea vizate de hoți datorită calității ridicate și cererii pentru aceste vehicule, unele dintre cele mai frecvent furate modele, fiind Volkswagen Golf, BMW Seria 3 și Mercedes-Benz Class C. De cealaltă parte a oceanului, în America, sedanurile de modele japoneze sunt cele mai populare mașini, furate ocupând 6 din 10 locuri în top 10. Camionetele par să fie una dintre principalele ținte, 4 din 10 cele mai furate mașini fiind camionete. O mașină a fost furată la fiecare 36 de secunde în 2020, conform unei statistici. Unul din cele mai mari scandaluri când vine vorba de mașini, a avut capion principal Corea de Nord în anii 70 când a comandat 1000 de mașini Volvo din Suedia, dar nu a plătit niciodată. La acea vreme Corea de Nord devenise una dintre cele mai puternice țări din punct de vedere economic. în special Suedia care avea în producție Volvo 144, sedanurile robuste și cu cutie, a semnat un contract uriaș cu Corea de Nord pentru livrarea a 1000 de mașini Volvo, comanda pentru cele 1000 de Volvo. 144, a fost dată de bunicul lui Kim Jong-un, Kim Il-sung, în 1974 și a fost în cele din urmă livrată chiar în acel an. Suedia nu a fost niciodată plătită pentru această comandă și au trecut 49 de ani de atunci, dar se pare că Corea de Nord încă nu are chef să achite plata. Relatează playtech.ro